Noua unitate de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Deva prinde contur. Proiectul în valoare de 7,7 milioane de lei, finanțat din fonduri europene nerambursabile, prin care se extinde și se modernizează spațiul destinat urgențelor, se derulează în paralel cu amenajarea unei săli de așteptare, cu acces direct din curtea spitalului pentru aparținătorii pacienților ajunși la UPU. Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, este mulțumit de modul în care se desfășoară lucrările. Am constatat că lucrările sunt în grafic. Nu avem de ce să ne temem că șantierul nu se va încheia la timp. Felicit constructorul pentru mobilizare și arhitectul pentru că verifică respectarea proiectului, precum și unității de implementare care monitorizează șantierul pentru a nu apărea întârzieri sau situații nedorite. Totodată mulțumesc Agenției de Dezvoltare Regională Vest pentru că ne-a permis să realizăm o extindere și etajare a clădirii UPU, lucrare destinată spațiilor administrative și pentru birouri. Spitalul are nevoie de birouri adecvate și tocmai de aceea am alocat 6 milioane de lei din bugetul propriu în noua investiție. Dacă se lucrează în același ritm susținut, din toamnă UPU Deva se va muta în clădirea modernizată, iar spațiul provizoriu în care funcționează acum va deveni secție spitalizare de zi. Laurențiu Nistor mai declară că investițiile în modernizarea Spitalului Județean nu se vor opri aici. Următorul proiect pe care îl doresc implementat la SJU Deva este construcția unui heliport. În acest fel, pacienții vor putea fi preluați mult mai ușor, direct de la spital, fără să mai fie nevoie de transport cu ambulanța la elicopter, ceea ce întârzie foarte mult procedurile de transfer la clinicile universitare.